prieteni, vă salut de la baza militară de instruire a Armatei Naționale. Iată-ne că după o săptămână de acțiune și instruire, am revenit pentru a vă aduce ultimele noutăți din Armata Națională. Pentru detalii, rămâneți alături! În perioada 10-22 septembrie curent, Armata Națională, alături de militari din România și Statele Unite ale Americii, au participat la exercițiul multinațional combinat Scutul de Foc Rapid Trident 2023. Cum a decurs instruirea, aflăm în următorul reportaj. Națională, împreună cu partenerii din România și din Statele Unite, a desfășurat exercițiul lui Scutul de Foc și Rapid Trident. Careva dintre aceste obiective sunt ridicarea nivelului de interoperabilitate cu partenerii care participă, dar prin aceasta și cu alți parteneri care Republica Moldova și Armata Națională îi are. Alt obiectiv au fost interacțiunea între infanterie și artilerie sau interarme, să spunem așa, și cu aspect sporit, aș spune eu, la toate funcțiunile de luptă, dar mai ales la manevră, foc și comandă și control. Eu consider și sunt sigur că interoperabilitatea noastră este cu mult mai înaltă decât era la început acestui exercițiu. Da, mai sunt arii la care împreună cu partenerii să lucrăm ca să devenim și mai buni, dar acest exercițiu a fost o oportunitate foarte bună pentru a ridica nivelul de interoperabilitate și a identifica acele aspecte la care trebuie de lucrat. Anul acesta, în premieră, noi am desfășurat exercițiul Scutul de Foc combinat cu exercițiul Rapid Trident. Dumneavoastră ați urmărit cum subunitățile de artilerie desfășoară sprijinul de foc a trupelor care sunt în contact direct cu inamicul. Obiectivul acestui exercițiu a fost atins. Noi ne propunem pe viitor să continuăm așa tip de exerciții care o să sporească atât interoperabilitatea cu statele partenere, cât și cu alte genuri de armă, ca infanterie, în cazul da. Pe timpul executării exercițiului am avut o relaționare foarte bună cu militari din Republica Moldova. Am împărtășit aceleași tehnici, tactici și proceduri de lucru la materialul de artilerie, reușind astfel să ne îndeplinim obiectivul pe care l-am avut, și anume acela de a stabili un nivel ridicat de interoperabilitate între forțe și, de asemenea, de o bună coordonare a operațiilor militare într-un cadru multinațional. Este pentru prima dată pentru mine la un exercițiu multinațional în Republica Moldova și consider că instrucția în comun a decurs în parametri foarte buni, reușind astfel să plecăm acasă cu lecții învățate. Consider că militarii din Republica Moldova s-au descurcat foarte bine, s-au încadrat în toți parametrii. Obiectivul comun a fost atins. I've had pretty good interactions. The platoon commanders are phenomenal. They do a lot of work investing in their soldiers to get them prepared for the objective for the mission that we're conducting. Generally, it goes quite well. O demonstrare a cooperării dintre subunități și comunicații, infanterie, artilerie. Adică se simte intercorelarea acestora. Am antrenat, cred că la un nivel foarte ridicat. Am ocupat poziții de tragere, am părăsit pozițiile de tragere. A fost interesant, greu, dar interesant. Am muncit mult pentru asta, am muncit toată piesa, tot colectivul pentru asta, pentru a avea rezultate bune și o amintire
cred că foarte interesantă pentru experiența noastră, serviciu militar. M-a căptat o experiență destul de bună cu colegii români. Am făcut a doua trageri din piesa de tunelul Obuzier de 20. Cu niște emoții, nu știu cum să spun, la început mi-era cam frică, știți? Dar destul de interesant a fost. Sunt mulțumit. Sper să mai particip la așa antrenamente pe viitor. Doresc să fac serviciul militar, să devin militar prin contract în continuare. Știu că a fost un exercițiu dificil, a fost greu, dar vreau să spun cu certitudine că misiunea a fost îndeplinită. V-ați ispravit cu toții. Vă doresc în continuare succese, realizări frumoase. Luând în considerație că este deja o tradiție să avem mai multe aplicații în comun cu partenerii noștri, acest exercițiu nu-l închidem, drapelele rămân ridicate. Facem o pauză operativă până la următorul exercițiu. We're very pleased to be a partner of the Moldovan Armed Forces, of the government of Moldova, the people of Moldova. We think it's very important that Moldova can be supported as it looks to reform its military, as it looks to make a modern military that is capable of defending Moldova's constitutional neutrality. Acesta a fost mai combinat, având în vedere folosirea diferitor subunități de infanterie, cercetare, artilerie, apărare antiaeriană, toți împreună care au lucrat în cadrul unui concept care a fost elaborat, planificat împreună cu partenerii, ceea ce a permis rezolvarea mai multor scenarii. Și vreau să vă spun că rezultatul acestor activități este destul de bun. Eu am văzut rezultat, am văzut că militarii arată mult mai bine, mai încrezut ca în timpul anului trecut, presupunem. Aceasta este datorită și echipamentelor care le au la înzestrare, ceea ce le permite să activeze foarte bine cum ziua, așa și noaptea. Și vreau să spun că tot ce facem noi este pentru ca instituția de apărare să devină mai pregătită pentru răspuns la orice scenariu militar. Prieteni, aici se încheie ediția emisiunii de astăzi. Vă dorim în continuare o zi senină și plină de reușite. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!